fac în cor. Ea ești la mană, mira chimare, suflet pivruta, ți-o-am tu vreare. Noaptea la lună, ziua la soare, eu mimăresc o că o-am tu vreare. Noaptea la lună, ziua la soare, eu dicarau-o cânta mea vreare. Să bași mâna ta, mea dragi cu tihilea, data mea. Mea dragi cu tihi, școata urni mie, luai fata-n mână cu pâine de minte. Noaptea la lună, ziua la soare, eu mimăresc o că o-am tu vreare. Noaptea la lună, ziua la soare, eu dicara mea vreare. Ești inimană, dea mea cârseare, oare-i ta seamă tu, pană micu seare? Sampană lungă, dai fă picare, fata-n mână, pe graiar mănescu-s până în bană bună. Noaptea la lună, ziua la soare, eu mimăresc o că o-am tu vreare. Noaptea la lună, ziua la soare, eu dicarau-o cânta mea vreare. Daniel Ciobucă, sper că nu am greșit numele, are 19 ani și ne-a trimis piesa Noaptea la Lună. Daniel, vocea ta este foarte potrivită pe stilul acesta de muzică, ai un timbru plăcut, îmi place și piesa, presupun că este compoziție proprie și nu cover. Ca și indicații sau... nu știu, sfaturi legate de tehnica vocală, nu pot spune prea multe, fiind o variantă de studio. Este destul de bine aranjată, dacă pot să spun asta. Avem acolo și terțe, e făcută cum trebuie. Însă, aștept cu nerăbdare să te aud și live în semifinală, căci acolo este necesar o variantă live. Îți doresc mult succes pe mai departe și te rog eu, rămâi autentic pe stilul de muzică pe care îl abordezi. Mult succes!
Daniel Ciabucă, mă bucur că ai ales o melodie din repertoriul comunității aromâne. Comunitatea aromână în ultimul timp este foarte prezentă în viața culturală a României. Despre interpretarea ta pot să spun că este corectă, în ton cu acompaniamentul orchestral auzit pe videoclip, mi se pare puțin forțată vocea la refren. Pentru următoarea etapă aș dori să aud o melodie înregistrată live. Îți urez succes! Daniel Ciobucă, mi-aș fi dorit să te văd într-un videoclip în care cântai live, dar chiar și așa pot spune că îmi place timbrul tău, mi-a plăcut atenția pe care ai acordat-o costumației și, de asemenea, faptul că ai intrat într-un studio de înregistrări. Să înregistrezi o piesă care îți place îmi arată cât de importantă este muzica pentru tine. Mult succes în continuare!